Guvernul a aprobat declararea Munților Făgăraș ca parc național, ca un parc emblematic al României și Europei. Acest memorandum a fost adoptat în urma unei ședințe a executivului. Potrivit acestuia, actul normativ prevede etapele necesare pentru constituirea acestui nou parc național, care se vor derula în perioada octombrie 2016-2020. Guvernul a aprobat începerea demersurilor de declararea Parcului Național Făgăraș, creându-se astfel cadrul de protecție pentru capitalul extraordinar de păduri și biodiversitate din acest areal, a susținut ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer. Mă bucur să vă anunț că, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, astăzi Guvernul a aprobat începerea demersurilor de declarare a Parcului Național Făgăraș. Parcul Național Munții Făgăraș va constitui cel mai important rezervor de biodiversitate din Munții Carpați, cu 27 de tipuri de habitate naturale, 6 specii de mamifere, 3 de amfibieni, 4 de pești, 13 de nevertebrate și 66 de plante endemice, toate de interes european, rezervor de apă curată cu debit constant și cel mai mare bazin forestier al României. Sub raportul suprafață, bogăția biodiversității, această arie va deveni un veritabil Yellowstone european, se precizează în comunicatul de presă. România este țara europeană cu cel mai mare suprafață încă de păduri virgină. În jurul Munților Făgăraș, pentru că am vorbit de natură până acum, trăiesc 73.000 de locuitori în 128 de localități. Este o mare varietate și bogăție de tradiții locale. Din păcate, mare parte dintre acestea pe calea de dispariție, din cauza că mulți tineri părăsesc localitățile în lipsa oportunităților economice. Tocmai existența unui parc național în Munții Făgăraș creează oportunitățile viabile de dezvoltare la nivel local, prin ecoturism, prin agricultură ecologică și alte activități economice cu impact redus asupra mediului. România are 13 parcuri naționale, cu o suprafață ce reprezintă 1,5% din teritoriul României. La nivel european existând 271 de parcuri naționale, care acoperă 2,8% din suprafața Europei.